un alt eveniment virtual organizat de Centrul de Resurse Juridice. Înainte de a începe evenimentul propriu-zis, vreau doar să mă asigur dacă fiecare aveți conexiunea și ne vedeți pe noi. L-așteptăm un pic pe domnul Kevin Daniel din ambasada SUA. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Dacă putem începe evenimentul de astăzi, vom prezenta rezultatele sondajului de opinie în rândul judecătorilor, procurorilor și avocaților. Aș vrea să fac o mențiune că în cazul în care doriți să discutați, fie scrieți în comentarii, fie vom organiza oricum la sfârșit o rundă de întrebări și răspunsuri. Agenda evenimentului este următoare. Voi face o prezentare eu și reprezentantul ambasadei SUA, domnul Kevin Langen, consilier superior, secția justiției penală și aplicarea legii. Ulterior vom trece la prezentarea propriu-zisă a rezultatelor sondajului, care vor fi prezentate de către domnul Vasile Cantarji, managerul proiect de la Centrul de Investigație Sociologie și Marketing CBS Research, apoi subsemnatul Ion Guzun, consilier juridic la Centrul de Resurse Juridice și Vladislav Crivincea, președintele CRJM. Ulterior, cu mare drag vă invităm reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii, a Consiliului Superior al Procurorilor și a Uniunii Avocaților cu intervenții din partea dumnealor, după care vor urma o rundă de întrebări și răspunsuri. Pentru orice întrebare, fiecare dintre dumneavoastră le veți avea. Vreau să menționez că sondajul privind percepția judecătorilor, procurorilor și avocaților privind reforma în justiție și combaterea corupției a fost realizat în perioada octombrie-decembrie 2020. Documentul are scop de a afla opinia judecătorilor, procurorilor și avocaților cu privire la funcționarea justiției, inițiativele de reformare a acesteia și combaterea corupției. Judecătorii și avocații și procurorii au fost întrebați cu privire la inițiativele legislative pentru îmbunătățirea activității justiției, independența judecătorilor și a procurorilor, calitatea justiției, autoadministrarea sistemului judecătoresc, a procurorilor și a avocaților, despre reforma procuraturii, precum și la fenomenul corupției în țară, dar și în sectorul justiției. De asemenea, au fost formulate întrebări referitoare la dimensiunea de gen, în cadrul sistemului judecătoresc, al procuraturii și al avocaturii. Precizez că acesta nu este primul exercițiu privind aflarea acestor aspecte din rândul judecătorilor, procurorilor și avocaților. Prima dată a fost efectuată în anul 2015, iar în anul 2018, din anumite considerente, a fost organizat doar în rândul avocaților. În acest an, chestionarele au fost completate de peste 560 de persoane, care reprezintă în total 37% judecători, 39% procurori și 10% din avocații aflați în funcție. În continuare, vreau să dau cuvântul domnului Kevin Lanigan de la ambasada SUA. Kevin. Thank you, Ioan. Good morning, ladies and gentlemen. I'm Kevin Lanigan, Senior Justice Advisor with the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs at the U.S. Embassy in Chișinău. Bună ziua, stimați domni, stimate doamne. Mă numesc Kevin Lanigan și sunt consilier superior în cadrul secției justiție penală și aplicarea legii din cadrul ambasadei SUA. I'm honored to have the opportunity to speak with you all today at this presentation of the survey of judges, prosecutors, and lawyers undertaken by the Legal Resources Center from Moldova and the Center for Sociological Research and Marketing, or CBS Marketing.
Sunt onorat să am ocazia să vă vorbesc în această dimineață la prezentarea sondajului desfășurat între judecători, procurori și avocați de către Centrul de Resurse Juridice din Moldova și Centrul de Cercetări Sociologice și Marketing. I would like to convey the congratulations of Ambassador Hogan and INL Moldova Director Tim Buckley to the LRCM and its Director Vlad Grabincha for their outstanding work in conceiving and leading this effort. This survey has been an activity of the support, integrity, and anti-corruption efforts in Moldova through Active Civil Society Oversight Project, which LRCM is implementing through a grant from INL. Aș dori să transmit felicitări atât din partea ambasadorului Hogan, cât și din partea directorului INL, Tim Buckley, Centrului de Resurse Juridice din Moldova și directorul acesta Vlad, pentru munca lor remarcabilă în conceperea și conducerea acestui efort. Acest sondaj este o activitate în cadrul unui proiect numit Sprijinirea eforturilor de integritate și anticorupție în Moldova prin supravegherea activă din partea societății civile, pe care CRGM îl implementează printr-un grant oferit de către INL. For 10 years, LRCM has sought to promote an independent, efficient, and accountable judiciary, respect for human rights, and an enabling environment for civil society and democracy. We're pleased to have the opportunity to work with an organization that has demonstrated over the years such an exceptional degree of professionalism and great impact. Timp de 10 ani, CRGM a încercat să promoveze o justiție independentă, eficientă, responsabilă, respectarea drepturilor omului și un mediu favorabil pentru societatea civilă și democrație. Suntem foarte încântați să avem ocazia să lucrăm cu o organizație care a demonstrat de-a lungul anilor un grad excepțional de profesionalism și un impact deosebit. Today's event will examine the results of a survey of the perception of members of the different legal professions regarding the independence, efficiency, and accountability of the Moldovan judiciary. It is not the first such survey. Evenimentul de astăzi va prezenta rezultatele unui sondaj prin percepțiile membrilor diferitor profesii juridice cu privire la independența, eficiența și responsabilitatea sistemului judiciar din Moldova. Nu este un prim sondaj de acest. We are encouraged by the cooperation LRCM and CBS Research received this year from the Superior Council of Magistrates, the Prosecution Service, and the Union of Lawyers in conducting the survey. And we are encouraged as well by the participation in today's event of so many representatives of each of these institutions. Suntem încurajați de cooperare pe care CRGM și CBS Research au primit-o anul acesta de la Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratură și Uniunea Avocaților în efectuarea sondajului și suntem încurajați de participarea la evenimentul de astăzi al unor reprezentanți superiori din partea acestor instituții. The challenges Moldova faces in addressing these issues are well known. Public confidence among Moldovans in their justice institutions is low, but we are encouraged to see institutions and individuals coming together in an effort like the survey we will be hearing about today. Sunt bine cunoscute provocările cu care se confruntă Moldova în abordarea acestor probleme. Auzim adesea că încrederea publică în instituțiile din sectorul justiției este scăzută. Din păcate, există motive înțelese pentru acest lucru. Please know that you have the U.S. Embassy support for your efforts to further promote and develop Moldova's justice sector institutions. We wish you all success today in this event and with tackling the many challenges you face, including those the survey results will inevitably highlight. Thank you very much. Vă rog să notați faptul că aveți suportul ambasadei SUA în sprijinirea eforturilor de promovare și dezvoltare a instituțiilor de drept din cadrul Republicii Moldova. Vă dorim succese în cadrul acestui eveniment, succes și în abordarea provocărilor pe care le aveți și inclusiv cele pe care le veți găsi în urma acestor rezultate prezentate de către SUA. Vă mulțumesc foarte mult!
Vă mulțumim mult și este o onoare pentru Centrul de Resurse Juridice de a beneficia de suportul Ambasadei SUA și altor donatori, dar astăzi în special în ceea ce privește organizarea acestui sondaj, care a fost posibil în cadrul proiectului Susținerea Eforturilor de Integritate și Anticorupție prin monitorizarea activului de către societatea civilă din Moldova, implementat de către Centrul de Resurse Juridice. Anterior, cum a menționat și domnul Lanigan, exercițiile similare au fost exercitate la fel cu suportul proiectelor cu Ambasada SUA. În continuare, aș vrea să transmit cuvântul colegului nostru, Vasile Cantargie, care va vorbi despre aspectele metodologice referitor la sondaj. Mulțumesc, domnule Guzon, bună ziua, doamnelor și domnilor. Încerc să proiectez pe ecran doar în câteva cuvinte despre metodologia acestui studiu. Sper foarte mult că chiar și din cei care asistă astăzi la acest eveniment, fiind persoane din domeniu, unii din dumneavoastră sunt sigur că au nimerit în eșantion și au completat chestionarul studiului, fapt pentru care vă mulțumesc. Despre cum a fost realizat acest studiu, ca și metod pentru a asigura respondenții de la bun început că răspunsurile lor vor rămâne confidențiale, chestionarele sau informația a fost colectată prin intermediul interviurilor sau chestionarelor autocompletate de către respondenți la locul lor de muncă, fiind asigurată procedura prin care în chestionar nu au fost notate date personale sau careva date urmare în baza cărora ar fi fost posibil să identificăm respondentul ca să legăm identitatea lui de răspunsurile acordate în cadrul interviului. Fiecare din respondenți a primit un chestionar și totodată cu el un plic în format A4, în care chestionarul completat ulterior a fost plasat și plicul închis, iar din instanțe plicurile au fost colectate toate împreună, astfel încât iarăși nici măcar intervievătorul să nu poată lega chestionarul de persoana care a răspuns. Cum au fost construite eșantioanele? Deci, inițial, de la bun început, având la dispoziție datele statistice despre efectivul de judecători, procurori și avocați per instituții, am realizat stratificarea eșantioanelor pe tipuri de judecătorii nivele, tipuri de procuraturi nivele, iar eșantionul pentru avocați de la bun început a fost proporțional distribuiți între avocații afiliați barourilor și avocaților care nu au fost neafiliați barourilor. Ulterior, pentru selecția nemijlocită a respondenților în cadrul instituțiilor, cât și în cazul avocaților neafiliați, au fost aplicate metode simple, aleatorii de selecție pentru a asigura dispersie. În total, la studiu au participat 149 judecători, 212 procurori și 201 avocați. Să aveți afișate și cât face fiecare eșantion din volumul total, din numărul total de efectiv pe fiecare tip de profesie. Deci avem niște eșantioane pe care noi, statisticienii, sociologii, la o așa acoperire a populației ținta studiului, le considerăm mai degrabă un recensământ decât un eșantion selectat. În ceea ce ține structura eșantioanelor obținute, ele reflectă structura reală a tuturor celor trei populații țintă. Aici aveți structura eșantionului în rândul judecătorilor, avem 48% femei, 40% bărbați și 11% nu au dorit să identifice niciun fel de date
demografice, distribuție după mărimea instanțelor, două treimi din judecătorii participanți fac parte din instanțele pe care îi numim mare, adică mai mult de 9 judecători, este absolut normal, fiindcă reflectă proporțional. La fel avem proporționalitate după tipul de instanță, 78% din judecătorii primul nivel, 21,5% de apel, ce a rămas e Curtea Supremă de Justiție. În ceea ce ține de ani de experiență în funcție dată, iarăși avem o distribuție destul de dispersă. Mediana, cum spunem noi, se plasează în mijlocul intervalului de 6-10 ani, ceea ce înseamnă că cam jumătate din cei intervievați au mai puțin decât acest interval, cealaltă jumătate mai mult. În cazul procurorilor, o treime femei, două treimi bărbați, aici iarăși 65% activează în procuraturi mari, după tipul procuraturii, vedeți, inclusiv și specializație, ani de experiență. Și în cazul avocaților, cel mai mic procent de femei îl înregistrăm în corpul avocaților, după barouri, distribuție stratificată de start proporțională și după experiență, puteți vedea și aici distribuția, două treimi, o treime, 35%, un pic mai mult de o treime, 6-10 ani de experiență, ceea ce este cel mai mare ca și pondere grup. Pe locul 2 sunt avocații cu 11-15 ani de experiență, 23,5 și tot așa. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc și cred că trecem la prezentarea studiului propriu rezultatelor. Vă mulțumesc, domnul Cantarci. Pentru noi este important ca să ne asigurăm că datele sunt colectate corect, confidențial și reprezintă opinia tuturor celor interesați și care au acceptat, de fapt, să participe în cadrul sondajului. În continuare, voi prezenta primul bloc de întrebări ce ține de organizarea sistemului judecătoresc. După cum am menționat la început, unele întrebări au fost formulate anterior, inclusiv în anul 2015, respectiv în cadrul documentului care este, va fi publicat imediat după eveniment pe pagina Centrului de Resurse Juridice. O să vedeți că unele date sunt comparate cu anul 2015. Prima întrebare pe care aș vrea să o prezint este: în ce măsură sunteți de acord cu afirmația că reforma sistemului judecătoresc, începută în anul 2011, a avut un impact pozitiv pentru sistemul judecătoresc? Vedem că o parte importantă din rândul judecătorilor, și aici vorbesc de peste 66% din judecătorii care au participat la acest sondaj, au răspuns afirmativ. În anul 2015, aceștia au fost cu 9% mai mult. Procurorii, în proporție de 54%, au susținut această afirmație, cu o mică diferență în anul 2015, iar avocații sunt posibil un pic mai pragmatici, răspunzând în anul 2020 că reforma sistemului judecătoresc, început în anul 2011, în proporție de 46% aproximativ, a avut un impact pozitiv asupra sistemului judecătoresc. Dacă observați, totuși avem o rată importantă dintre persoanele care nu susțin această afirmație. Referitor la o altă întrebare, dacă sunt de acord cu afirmația că legea privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, care ține de reorganizarea instanțelor, fuzionarea care a început din anul 2017 a judecătorilor, dacă a avut un impact pozitiv asupra actului de justiție, observăm că 49% dintre judecători au susținut această afirmație, 32% dintre procurori susțin această afirmație, iar avocații
în proporții de aproape 38%. Schimbă slide-ul, te rog. Se vede acum? Da. Mulțumesc. Probabil aici sunt mai multe chestiuni care urmează să fie promovate inclusiv de către Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior și Ministerul Justiției, odată ce această reformă cu adevărata optimizării instanțelor judecătorești trenează, iar construcția de fapt a noilor sedii întârzie în legătură cu lipsa alocării resurselor de bani. Vă rog cine are microfonul inclus să-l deconecteze. Vă mulțumesc mult. Întrebați procurorii despre organizarea sau amplasarea procuraturilor dacă ar trebui modificată conform hărții judecătorești. Procurorii au răspuns în proporții de peste 47% că da, procuraturile trebuie să fie amplasate în aceleași localități ca instanțele de judecată, în comparație cu 43% din procurori care au răspuns că negativ, că procuraturile trebuie să fie plasate conform proprii structuri teritoriale. Până la moment noi nu am văzut o reorganizare a amplasării oficiilor teritoriale ale procuraturilor. Referitor la inițiativa recentă a Ministerului Justiției și a unui grup de deputați care au propus crearea instanțelor judecătorești pentru examinarea cauzelor de corupție, vedem că o majoritate covârșitoare din rândul judecătorilor, procurorilor și avocaților au răspuns că nu este necesară o asemenea inițiativă. Vedem că judecătorii sunt peste 75%, procurorii peste 64% și avocații mai mult de 61%. Următorul bloc de întrebări se referă la modificările legislative pentru îmbunătățirea calității justiției. Întrebați toate cele trei reprezentanțe ai sectorului justiției, în ce măsură sunt de acord cu afirmația că în prezent calitatea actului de justiție este mai bună decât acum 5 ani. În anul 2020, judecătorii au răspuns în proporție de peste 83% că actul de justiție s-a îmbunătățit în ultimii 5 ani și vedem că o mică diferență aceeași opinie au avut-o judecătorii și în anul 2015. La această întrebare procurorii au răspuns în anul 2020 cu peste 58% că s-a îmbunătățit, iar avocații sunt un pic mai conservatori, răspunzând peste 35% că actul de justiție în ultimii 5 ani s-a îmbunătățit. Vedem că totuși o parte importantă din rândul procurorilor și avocaților totuși au o poziție neutră referitor la calitatea actului de justiție. Cert este că noi putem să spunem din această informație că marea majoritate din rândul judecătorilor, procurorilor și avocații afirmă că calitatea actului de justiție este mai bună acum 5 ani, atât în 2015 cât și în anul 2020. Referitor la măsurile legislative care se referă la remunerarea actuală a judecătorilor, dacă este suficientă pentru a asigura independența și imparțialitatea a judecătorilor, judecătorii pentru ei au răspuns în proporție de un pic mai mult, de 35% în mod afirmativ, procurorii mai mult de 50% și judecători și avocații sunt afirmă acest lucru în proporție de peste 57%. Fiind acordată aceeași întrebare cu referire la dacă remunerarea actuală a procurorilor este suficientă pentru a asigura independența și imparțialitatea acestora, vedem că judecătorii susțină acest lucru în măsură de peste 48%. Procurorii, fiind întrebați despre sine, au răspuns aproximativ 40% care afirmă această ipoteză, întrebare. Și avocații susțin această
măsură în proporție de 60%. Respectiv, dacă noi compara ambele date referitoare la remunerarea actuală a judecătorilor și procurorilor, despre sine vedem că atât judecătorii cât și procurorii susțin că nu au o suficientă remunerare pentru a li se asigura independența și imparțialitatea acestora. Iar avocații au susținut mai mult de jumate în ambele cazuri că remunerarea actuală a judecătorilor și procurorilor este suficientă. Probabil că sistemul judecătorilor și cel a procuraturii trebuie să discute mai mult în ce măsură remunerarea lor actuală este comparativă, sau mai mare sau mai mică, cu alte persoane cu funcții de demnitate publică. Referitor la, fiind întrebați în ce măsură sunteți de acord cu afirmația că excluderea obligației de a motiva hotărârile judecătorești civile în prima instanță a fost o măsură corectă, vedem că atât în anul 2015 cât și în anul 2020 judecătorii în proporție de peste 85% în ambele cazuri au afirmat că această măsură a fost una corectă. Probabil numărul de procurori care au răspuns mai puțin se datorează faptului că procurorii participă în cauzele civile mult mai puțin după ce s-a modificat competența acestora, dar oricum vedem că avocații în proporție de peste mai mult de jumătate dintre aceștia, atât în anul 2015 cât și în anul 2020, au afirmat că motivarea, excluderea, mai bine zis, a motivării hotărârilor judecătorești a fost o măsură corectă. Referitor la întrebarea dacă, în ce măsură sunt de acord respondenții cu afirmația că practica Curții Supreme de Justiție este uniformă, vedem că doar aproximativ 32% dintre judecători afirmă acest lucru, iar oarecum sau neutru 22%. Deci însă judecătorii menționează că practica Curții Supreme de Justiție într-o porție nu chiar reprezentativă, că practica curții este una uniformă. Procurorii răspund în proporție de 32-33% că practica Curții Supreme este uniformă, iar avocații ceva mai puțin de 22%. În anul 2019 a fost lansată propunerea de reducere a numărului de judecători la Curtea Supremă de Justiție și transformarea acesteia într-o instanță veritabilă de casație. Fiind întrebați în ce măsură sunt de acord cu această propunere, vedem că judecătorii, în proporție de aproximativ 30%, sunt de acord, iar 24% menționează că au o poziție neutră față de această modificare. Procurorii, într-o măsură de aproape 48%, ar susține această reformă a Curții Supreme de Justiție, iar avocații într-o proporție de aproximativ 40%. Dacă am adăugat răspunsurile respondenților, dacă sunt de acord întru totul sau mai curând sunt de acord și neutru, noi vedem de fapt că judecătorii, procurorii și avocații în total nu ar opune o mare rezistență pentru reducerea numărului de judecători la Curtea Supremă de Justiție și transformarea acesteia într-o instanță veritabilă. În continuare, eu voi vorbi despre un alt aspect la fel de important care s-a vorbit, nu pentru prima dată, ține de propunerea de evaluare externă de către o comisie independentă special creată pentru a evalua profesionalismul și integritatea judecătorilor și procurorilor. Vedem că în proporție de 20% dintre judecători ar susține această evaluare a lor, procurorii susțin într-o măsură de 34%, iar avocații, cu siguranță mai mult de jumătate dintre avocații ar susține această evaluare externă.
Vedem că totuși o parte importantă din rândul respondenților, de rândul judecătorilor, procurorilor și avocaților, au o poziție neutră în față de această evaluare. Rămâne deja să vedem care vor fi condițiile în cadrul acestei evaluări externe. În continuare, voi da cuvânt colegului meu, Vlad Grbincea. Mulțumesc, Ion, te rog să stai. Okay. Sper că se vede acum prezentarea mea. Se vede? Da. Da. Eu voi vorbi despre alte patru blocuri de întrebări din sondajul în cauză. Și vreau să fac o remarcă aici că, după când probabil cunoașteți, sondajul conține peste 60 de întrebări. În cadrul prezentării de astăzi, noi vom prezenta un număr mult mai mic de răspunsuri la întrebările formulate. Multe întrebări nu sunt prezentate în prezentările noastre, dar ele sunt în documentul care va fi publicat până la sfârșitul acestui eveniment pe pagina noastră web crgm.org. Haideți să trecem la primul bloc pe care eu trebuie să-l prezint, și anume independența și calitatea justiției. Și întrebarea este: în ce măsură sunteți de acord cu afirmația că în anul 2020 judecătorii din Republica Moldova sunt independenți? Aici avem răspunsurile doar ale judecătorilor și ale avocaților. Noi avem răspunsurile procurorilor. Cu regret, nu am reușit să comparăm datele. Formularea întrebării a fost un pic diferită. Și aici observăm că peste 80% din judecători se consideră că judecătorii sunt independenți în Republica Moldova. Și este o diferență foarte mare în acest sens în răspunsurile avocaților. Peste 75% dintre avocați mai degrabă nu ar fi de acord sau nu sunt deloc de acord cu această afirmație. Adică observăm că numărul judecătorilor care nu sunt de acord cu poziția că judecătorii sunt independenți și numărul avocaților care ar considera că judecătorii sunt independenți e cam aproape același. Faptul că noi avem un număr mare de judecători, circa 14%, îmi cer scuze, 16% din judecători care nu sunt independenți, de asemenea ar trebui să ne pună pe gânduri. A doua întrebare din blocul de întrebări cu privire la independență și calitatea justiției se referă la în ce măsură sunteți de acord cu afirmația că procurorii Republica Moldova sunt independenți. Aici avem doar răspunsurile procurorilor. Observăm 63%, aproape 60% din răspunsuri într-o totul de acord sau mai puțin de acord. Totuși, avem 39% aproape din respondenți, din procurori, care nu sunt de acord cu afirmația că procurorii sunt independenți. Adică, aș spune, 4 din 10 au altă opinie. Faptul că 4 din 10 procurori nu se simte independenți, deja trebuie să ne pună pe gânduri. La întrebarea în ce măsură sunteți de acord cu afirmația că soluțiile judecătorilor sunt echitabile și adoptate fără influență din exterior, este 80% din judecători au fost de acord, au răspuns afirmativ. Dintre procurori au răspuns afirmativ ceva mai mult de 60%. Iar avocații mai puțin de 26%, mai puțin de 27%. Vedeți o diferență foarte mare între răspunsurile primite. Și aici vreau să fac o paralelă. Este normal ca judecătorii să fie mai loiali față de sistemul din care lucrează. Asta este partea fiecăruia din noi, astăzi o vedem prin tot sondajul, dar totuși este o diferență prea mare între profesiile juridice, cei ce vorbește în mare parte de o neîncredere. O neîncredere a avocaților, în judecători și probabil în procurori. Faptul că noi avem totuși 36% aproape din procurori care nu au încredere în actul judecătoresc, asta ar trebui să de asemenea ne pună pe gânduri. Când 4 din 10 procurori nu au încredere în
soluțiile judecătorilor, avem o problemă. Avocați de genul dat sunt aproape 73%. O altă întrebare în ceea ce privește independența și calitatea justiției. Apropo, în sondaj veți găsi de asemenea o întrebare cu privire la procurori, adică în ce măsură acele trei profesii au încredere în actele emise de procurori. Veți vedea acolo o mică diferență. Independența și calitatea justiției, a patra întrebare este în ce măsură sunteți de acord cu afirmația că Convenția Europeană a Drepturilor Omului este respectată în sistemul de justiție din Republica Moldova. Aici avem 66% din judecători, un număr comparabil, aproape 68-69% din procurori și doar 33% din avocați sunt de acord cu această afirmație. În sondaj, de asemenea, o să găsiți întrebări de ce, mai detaliate, de ce respondenții consideră că nu se aplică Convenția Europeană în mod adecvat. Și principalele motive invocate sunt legislația proastă, asta o invocă judecătorii și procurorii, avocații nu invocă această concurență principală. Tradițiile din care venim, asta o invocă toți ca o premiză pentru situația actuală. De asemenea, complexitatea schimbării practicilor bine stabilite. Asta este invocată aproape în unison de către toate cele trei profesii ca fiind unul din explicațiile ce Convenția Europeană nu se aplică în mod adecvat în Moldova. De asemenea, destul de popular este răspunsul că Convenția Europeană impune reguli prea înalte pentru societatea în tranziție, cum este cea din Republica Moldova. Al doilea bloc de întrebări la care eu ar trebui să vă reprezint, se referă la administrarea justiției. Aici e vorba atât de judecători, cât și de procurori și avocați. În sondaj sunt câteva întrebări care vizează Institutul Național al Justiției. Este prima dată când noi am introdus întrebări despre Institutul Național al Justiției în sondaj. La întrebarea, în ce măsură sunteți de acord că sistemul de admitere la Institutul Național al Justiției este bazat pe merit, fiind admiși cei mai buni candidați? Doar 53% din avocați din judecători au fost de acord cu asta, mai puțin de 45% din procurori și mai puțin de 30% din avocați. Adică în sistemul de admitere la Institutul Național al Justiției, care, după cum se spune, este automatizat, au încredere mai puțin de jumătate din respondenții care au fost intervievați în acest sondaj. O altă întrebare privind la ANJ era despre notele la examenele de absolvire și de capacitate și examenul de capacitate la Institutul Național al Justiției. După cum știți, acestea sunt punctajele în baza cărora absolvenții audienții Institutului participă la concursurile pentru angajare în funcții. Aici vedem aproape același răspuns. 56% din respondenți sunt totul de acord sau mai puțin sunt de acord cu această afirmație. 47 de procurori au aceeași poziție și mai puțin de 30% din avocați. Adică, vorbind în termeni practici, neîncrederea în energie totuși este. Și aici trebuie totuși de menționat că avem o rată foarte mare de persoane care nu pot răspunde la această întrebare. Probabil sunt judecători cu experiență mai mare, care nu au făcut studii la ANJ sau nu au sunt examenele de capacitate la ANJ și nu știu cum este asta. Avem totuși o rată destul de mare de 25% din judecători și 38% din procurori care nu consideră că notele finale obținute la ANJ sunt bazate pe merit. Acest lucru ar trebui să ne pună pe gânduri, e mult prea mult pentru un sistem în care toți să aibă încredere. Următoarea întrebare din blocul
din autoadministrare justiției se referă la Consiliul Superior al Magistraturii. Aici am comparat răspunsurile din anul 2015 și cele din 2020. Întrebarea este în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații referitoare la CSM. Prima este că activitatea CSM este transparentă. Dacă în anul 2015, și aici prezentăm doar răspunsurile judecătorilor, dacă în anul 2015 peste 70% din judecători susțineau că activitatea CSM este transparentă, atunci în 2020 ceva mai mult de 60% susțin acest lucru. Nu sunt de acord cu această afirmație acum, în 2020, 38%, spre deosebire 27% în 2015. Probabil acest capitol judecătorii simt un mic declin. A doua întrebare la care am vrut să obținem un răspuns este în ce măsură judecătorii consideră că hotărârile CSM sunt clare și motivate. Dacă în anul 2015 68% dintre judecători considerau că hotărârile sunt clare și bine motivate, atunci în 2020 doar 45%, deci o scădere cu 23% în această parte. Și aici ce aș vrea să spun este că eu nu cred că hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii au devenit mult mai bine motivate sau mai prost motivate. Probabil problema motivării, adică s-a discutat mai mult între judecători despre motivele pe care le invocă CSM în hotărârile sale, și judecătorii devin mai exigenți, cer mai mult, un standard mai înalt de guvernare de la Consiliul Superior al Magistraturii. A treia întrebare sub întrebare în această întrebare se referă la în ce măsură CSM comunică eficient cu judecătorii. Dacă în 2015 afirmativ la această întrebare răspundeau 57% din judecători, atunci în anul 2020 doar 37%. Este o schimbare, este aproape o jumătățire a popularității acest capitol. Și da, observăm în acest bloc de întrebări că toate trendurile din anul 2020 sunt mai proaste decât cele din 2015. Eu cred că CSM-ul ar trebui să se gândească la aceste date. La întrebarea în ce măsură sunteți de acord cu următoarele întrebări despre Consiliul Superior al Procurorilor? Aici nu avem compararea datelor, avem doar răspunsurile din 2020, nu avem întrebări generate în 2015. Consiliul Superior al Magistraturii protejează efectiv independența procurorilor. Mai puțin de jumătate din procurori răspund afirmativ la această întrebare. Că supravegherea efectuată de Procuratura Generală nu subminează independența procurorilor. Cu aceasta sunt de acord doar 51% din avocați, din procurori. Procurorii la superiori nu oferă procurorilor instrucțiuni sau ordini nepermise de lege. Avem un răspuns destul de bun la acest capitol. Peste 75% din procurori, 3 din 4 spun că procurorii la superiori nu dau ordine sau instrucțiuni interzise de lege, nepermise de lege. În ceea ce privește ierarhia din procuratură, am pus o întrebare să vedem dacă aceasta nu afectează independența procurorilor și deciziile luate pe cazuri individuale. Am observat că 55% din procurori au răspuns afirmativ. Ierarhia nu le afectează deciziile. Totuși avem 42% din procurori care au răspuns că nu sunt de acord sau deloc nu sunt de acord cu ultima afirmație. Destul de mult. Următoarea întrebare se referă la opiniile procurorilor și judecătorilor și avocaților privind la sistemul de răspundere disciplinară. La întrebarea cu privire la măsurile disciplinare, cât de adecvat este mecanismul de răspundere disciplinară a judecătorilor, doar 31% din avocați, din judecători și 14% din avocați au răspuns că el este adecvat. Un număr mai mare
a răspuns că mecanismul nu este adecvat. E adevărat că avem și o treime din judecători și procurori care nu pot răspunde la această întrebare. În sondaj, aici nu prezentăm dat, dar în sondaj, avem întrebări mai detaliate de ce cei intervievați consideră astfel. Și răspunsurile sunt destul de interesante. De regulă, procurorii și judecătorii văd o problemă în posibilitatea prea mare de sancționare, iar avocații văd o problemă în faptul că plângerile lor nu se soldează cu succes. La aceeași întrebare procurorii trebuiau să răspundă, dar în privința răspunderii disciplinare a procurorilor, și răspunsul e cam tot acolo, 26% dintre procurori au spus că mecanismul este adecvat, 34% au spus că el nu este adecvat și 40% au spus că nu au avut ocazie să analizeze în detaliu acest mecanism. În ceea ce privește Uniunea Avocaților, am avut și aici o întrebare. Ce ar trebui să facă Uniunea Avocaților pentru a-și îmbunătăți activitatea? Cel mai popular răspuns este 80% din avocați au spus că Uniunea Avocaților trebuie să întreprindă măsuri mai ferme pentru promovarea intereselor avocaților în raport cu autoritățile publice. Peste 80% de asemenea din avocați au răspuns că ar dori publicarea hotărârilor motivate a Consiliului Uniunii Avocaților. Peste 80% din avocați, de asemenea, apreciază mult instruirile pentru avocați și avocați stagiari organizate de către Uniune. Peste 70% din avocați, de asemenea, doresc îmbunătățirea regulilor de admitere în profesie. Știu că au fost foarte multe discuții cu privire la acest domeniu. Îmbunătățirea regulilor cu privire la etica profesională, de asemenea, aproape 73% din avocați au spus da. Îmbunătățirea activității secretariatului Uniunii Avocaților, 65%. Și mărirea contribuțiilor, o întrebare era în sondaj, dacă mărirea contribuțiilor Uniunii Avocaților, condiția îmbunătățirii prestației organelor de autoadministrare este o soluție? Și am observat că este o soluție, dar doar pentru 32% din avocați. Două treimi din avocați nu ar susține această idee, deși aici trebuie să recunoaștem, avem un procent destul de mare de persoane care nu au putut răspunde. Adică avem 60% din avocați care nu au putut răspunde la ultima întrebare, și anume pe la mărirea cotizațiilor. Avem totuși 52% din avocați care sunt în mod clar împotrivă. Egalitatea de gen în justiție. E un alt bloc de întrebări. O să găsiți mai multe întrebări acolo. N-am vrut să iau foarte multe. Avem un sondaj, avem un studiu separat la acest capitol lansat în 2019. Îl puteți consulta. Avem și întrebări suplimentare în acest sondaj. Am vrut doar să ne oprim la întrebarea 48. Și anume, credeți că în ultimii 5 ani nivelul egalității de gen în Republica Moldova, în sistemul judecătoresc, s-a înrăutățit, s-a înrăutățit, a rămas la același nivel și observăm că 38% din judecători și același procent din procurori spun că situația a rămas la fel. 35%, 36% din judecători și 33% din procurori spun că situația s-a înrăutățit. Iar 19,5% respectiv 0,8% procente din judecători și procurori au spus că situația s-a îmbunătățit semnificativ. 6% din ambele profesii nu au putut răspunde la această întrebare. Al treilea bloc pe care trebuie să-l prezint eu se referă, al patrulea de fapt și ultimul, se referă la percepția corupției în sectorul de justiție. Prima întrebare introductivă a fost, care este percepția dumneavoastră la nivelul corupției în țară? Și aici am observat că 12% din judecători, 9% din procurori, 6% din avocați spun că corupția nu există. Peste jumătate din judecători spun că corupția este de puțină.
Și 28% din judecători spun că corupția este mare, este mult corupție. Totuși, aproape 9% din judecători au spus că le este greu să răspundă la această întrebare. La procurori, 9% au spus că nu este corupție, 43% că este mică corupție, că 40, de asemenea, aproape 43,5%. Există multă corupție în țară și 4% din procurori nu au putut răspunde. În ceea ce privește avocații, avocații sunt mai, aș spune așa, mai sceptici în privința progresului în justiție, doar 6% spun că nu există corupție, există puțină corupție, 16% și 75%, adică 3 din 4 avocați susțin că în țară există multă corupție. Întrebarea următoare era: care este opinia dumneavoastră privind la evoluția fenomenului corupției în sectorul justiției din 2011 până în prezent? Și am pus rezultatele răspunsurilor judecătorilor din 2015 și cele din 2020 și am observat este că judecătorii au răspuns aproape la fel. Aproape la fel. 20% au spus că corupție nu există și în 2015 și în 2020. 49% au spus că corupția a scăzut. 10% în 2015 și 17% în 2020 au spus că corupția este la același nivel. 7,9% în 2015 și 5,4% în 2020, corupția a crescut. Observăm o anumită diferență în răspunsuri, însă aceasta se explică în cea mai mare parte prin scăderea numărului indecișilor. În anul 2015 aveam 30% din judecători care nu știau răspuns la această întrebare, acum 9%. În privința procurorilor, ce am observat? O creștere mare a procurorilor care consideră că procuratura nu există sau a scăzut simțitor. De la 27% în 2015 până la 54% în 2020. Numărul, totuși, numărul procurorilor care consideră că corupția a crescut este de aproape 3 ori mai mică decât era în anul 2015. În privința avocaților, răspunsurile sunt mai diferite și aici ce am observat este că la acest capitol avocații sunt mult mai optimiști. Dacă în 2015 erau de acord, spuneau corupția nu există sau corupția a scăzut 16% din respondenți, atunci în 2020 doar mai mult, 35%. De asemenea, a scăzut și numărul avocaților care consideră că corupția în țară a crescut de la 52% la 21%. 2,5 ori, ceea ce este important, de asemenea impresionant. Adică, totuși, se vede că există o anumită percepție în rândul avocaților că lucrurile se schimbă. Aceasta am văzut-o și în răspunsurile anterioare, într-o oarecare măsură. Și aveam și întrebări în sondaj, de ce îi consideră așa. O să intrați și o să vedeți, răspunsurile sunt destul de interesante. În principal, cred eu, explicația este transparentizarea justiției și introducerea unor reguli mai clare de funcționare a justiției, inclusiv distribuirea relatorii, care în 2015 nu funcționa chiar așa de bine. După părerea dumneavoastră, și avem întrebări câteva aici, după părerea dumneavoastră, unde este cel mai înalt nivel al corupției în sistemul judecătoresc? Avem o asemenea întrebare, sunt multe întrebări pe corupție, dar am selectat-o pe asta să o punem. Toate cele trei profesii au spus că cea mai mare problemă este în curțile de apel.
Și răspunsul a fost același în 2015 și același răspuns este și în 2020. E adevărat că în 2020 numărul judecătorilor nemulțumiți a scăzut un pic, dar nu foarte mult. În schimb, a crescut numărul procurorilor nemulțumiți. A doua după problemă pare să fie judecătoriile. 41% din procurori și 41% din avocați consideră același lucru. Că a doua problemă este judecătorii. Pe urmă, Curtea Supremă de Justiție. 18, aproape 19% din judecători consideră că cea mai multă corupție este la Curtea Supremă de Justiție. Dintre procurori, în 2020, 30% și avocați 35%. Și în sistem nu există corupție, avem 25% din judecători, 17% din avocați și 17% din procurori. Aceeași întrebare adresată în privința sistemului procuraturii. Care instituție din sistemul procuraturii cea mai coruptă? Răspunsul univoc și pe alocuri surprinzător. Ca și în anul 2015, Procuratura Anticorupție este în topul suspiciunilor de corupție. Ulterior urmează PC Cox. După aceasta, deja e greu de făcut un rating. Procuratura Generală concurează cu Procuratura Municipiului Chișinău. Și ultima întrebare pe care vreau să o prezint este unde este cel mai înalt nivel al corupției în avocatură? Răspunsul previzibil, probabil, este Comisia de Licențiere, toate cele trei profesii au spus acest lucru, urmat de avocații de rând. Vă mulțumim, acestea au fost rezultatele care am vrut să vă le prezentăm. Sunt mult mai multe informații în documentul care va fi publicat în curând. Acum cred că Ioan preia tu moderarea. Da, mulțumesc, Vlad. Pentru cei care au venit mai târziu, vă rog să deconectați microfonul cine a conectat. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vreau să precizez că acest eveniment și însăși sondajul a fost posibil de organizat în cadrul proiectului susținerea eforturilor de integritate și anticorupție prin monitorizarea activă de către societatea civilă, implementat de CRJM cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA prin intermediul Biroului pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii în Ambasadei SUA, pentru care le mulțumim pentru acest efort. Și considerăm că acest lucru nu este util doar pentru noi sau pentru cei care suntem prezenți la acest eveniment, dar și pentru acțiuni ulterioare, mai ferme sau mai detaliate, pe care urmează organele de autoadministrare a judecătorilor, procurorilor, avocaților, dar posibil și a Ministerului Justiției de a le lua în considerare. Astăzi am prezentat doar o parte din chestiunile pe care le-am considerat importante. Mai multe detalii le veți găsi pe pagina web unde este publicat documentul nostru. Aș vrea să mulțumesc încă o dată pentru deschiderea care a fost dată de către, în primul rând, judecătorii, procurorii și avocații care au acceptat și au fost sinceri în completarea chestionarilor. Pentru noi acest lucru este unul important. De asemenea, să le mulțumim și Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuraturii Generale și Uniunea Avocaților pentru că au facilitat ca procurorii, să judecătorii și avocații să completeze fără careva impedimente aceste chestionare. Probabil ar fi avut mai multe documente
completate dacă nu am fi avut această circunstanță de pandemie. Totuși, cum a menționat domnul Cantărgin mai devreme, avem o rată destul de mare de acelor care au participat, în măsura în care putem să echivalăm răspunsurile la sondaj ca recensământ în cadrul acestor trei profesii. În cazul în care sunt aici prezenți reprezentanți ai Procuraturii Generale, a Consiliului Superior al Magistraturii și a unui avocaților și aș vrea să întreb dacă din partea dumneavoastră ați dori să interveniți la această etapă cu careva reflecții, comentarii. Sper foarte mult că noi nu v-am pus prea mult pe gânduri, dar dacă nu avem nicio intervenție din partea dumneavoastră, trecem la o rundă de întrebări și discuții. În cazul în care aveți orice întrebare legată de răspunsuri, de metodologii sau alte circunstanțe, vom fi foarte bucuroși să vă răspundem la întrebările dumneavoastră. Bună ziua! Sunt auzită? Da. Bună ziua, sunt Viorica Grecu, sunt directoarea Centrului de Instruire a Avocaților. Vă rog să-mi permiteți să spun opinia, pentru că particip în paralel la un alt eveniment a Consiliului Europei, oficiul din Strasbourg, la care tot sunt implicate cu anumite intervenții. Stimată echipa Centrului de Resurse Juridice, stimați colegi din profesiile juridice, vă salut cu mult drag și sper foarte mult că sunteți bine și vom rezista împreună în această perioadă grea. Așadar, eu vin cu o apreciere și un comentariu cu referire la capitolul instruiri. Și vreau să menționez instruirea ale avocaților și vreau să menționez câteva aspecte. Sunt bucuroasă că au participat un număr substanțial important de avocați, iar 200 de avocați, asta sunt 10% din avocații activi, ceea ce este reprezentativ. Și ce vreau să spun despre acest rezultat, că este important că vine anume la încheierea anului de instruiri și la începutul unui nou an de instruiri. Deci, pe de o parte, sondajul reflectă un rezultat al activității centrului de instruire prin ceea ce au răspuns avocații. Și, pe de altă parte, la fel de importantă, este că sondajul sintetizează necesitățile pe care ne vom baza în anul 2021. Așadar, dragi colegi și colegi, mă bucură foarte mult, m-am bucurat când am văzut sondajul, mă bucur acum și apreciez că el reflectă realitatea pe care eu zi de zi o constat în procesul de instruire. Iar fiindcă noi nu dispunem de această resursă de a face un astfel de sondaj, sondajul este foarte binevenit pentru Centrul de Instruire a Avocaților. Și drept exemplu pot să spun că este impresionant că avocații consideră că sunt importante instruirile pe care le organizăm la Uniunea Avocaților într-un număr impresionant, de, foarte important, de 46% și mai curând importante, de aproape 40%. La fel sunt impresionată că avocații consideră într-o cotă de peste 80% că organizarea mai multor instruiri va îmbunătăți activitatea unei avocaților. Avocații au transmis și percepția pe care deja au trăit-o în procesul de instruiri că cursurile optime de o zi și jumătate de zi sunt cele mai solicitate și aceasta este minunat. Iar în ceea ce privește primele 5, top 5 teme solicitate de avocați, reflectă
exact ceea ce își doresc avocații. Dar nu sunt nici temele de la urmă care au fost apreciate mai puțin. Temele de la urmă sunt la fel de importante pentru concluzii. Pentru că dacă, de exemplu, vorbim despre etică și despre instruire în materie eticii, aceasta am încercat să diversificăm printr-o multitudine de teme, cum ar fi dileme de etică, relație avocat-client, secret profesional, care trezesc în ultimul timp tot mai mult interes. Și desigur că materia CEDO rămâne în top 5 teme pe care o vom livra și va fi întotdeauna în plan. Iar dacă vorbim tot despre căile de atac, tot transmitem această materie prin scrierea, îmbunătățirea documentelor în procedurile căilor de atac civil și penal, în care știm cu toții că avem nevoie să ne îmbunătățim prestația și la fel e una din concluziile pe care le putem realiza în baza acestui sondaj. Așadar, vă mulțumesc enorm pentru munca dumneavoastră, pentru acest rezultat, care pentru Centrul de Instruire a Avocaților este foarte important. Mult succes și sănătate tuturor! Mulțumim mult, doamna Grecu. Într-adevăr, aspectele de instruire, chiar și separat în rețeaua de discuții avocaților, tot timpul este apreciat pozitiv. De aceea, și de această dată, am considerat oportun să reiterăm întrebările față de avocați. Cum am menționat colegul meu Vlad mai devreme, tocmai pentru că este importantă și instruirea inițială și instruirea continuă, am formulat întrebări specifice cu referitor la activitatea Institutului Național al Justiției, care oferă instruiri pentru viitorii și actuali judecători, procurori, dar și altor profesii juridice. Dacă cineva din participanți ar dori, poate din altă profesie, să se expună cu referință la unele aspecte care au fost astăzi prezentate în cadrul sondajului. Da, vă rog foarte mult, domnul Bordeanu. Bună ziua, salut pe toți participanții la acest eveniment și în primul rând aș vrea să aduc mulțumiri. Mulțumiri în primul rând partenerilor noștri de dezvoltare și anume Ambasadei Statelor Unite pentru suportul care ei îl acordă, inclusiv pentru a petrece astfel de sondaje. Aceste sondaje vin să ne ofere o viziune din afara sistemului, care este una foarte și foarte binevenită și acest lucru care l-ați făcut voi, toți reprezentanții societății civile, pe această dimensiune, cineva salută aceste rezultate, indiferent de atitudinea care se ia, în primul rând ele sunt valoroase prin faptul că ne acordă o viziune asupra sistemului din exterior. Și pe această cale vreau să vă mulțumesc pentru efortul care l-ați depus fiecare. Deci, în raport cu Consiliul Superior al Procurorilor, pentru noi este valoros anume acest rezultat al sondajului care aduce o atitudine a procurorului în raport cu eficiența și calitatea activității organelor de autoadministrare, a Consiliului Superior al Procurorilor și a organelor și a colegilor din subordinea sa. Deci, bineînțeles că autoadministrarea în organele procuraturii este, nu aș vrea să spun chiar la o fază incipientă, dar este într-o dezvoltare permanentă. Noi căutăm care sunt acele neajunsuri în sistemul de autoadministrare și să le înlăturăm, să înaintăm noi și noi mecanisme pentru a proteja independența procurorilor, pentru a-i face să devină mai responsabil și bineînțeles că această încredere în CSP ca protector al independenței procurorului de 47% este poate chiar și un avans pentru noi, pentru că multe mecanisme urmează să le instituim.
În primul și primul rând, procurorii, corpul de procurori așteaptă din partea Consiliului Superior al Procurorilor instituirea de mecanisme de apărare a reputației procurorilor, de apărare a lor de influențe nedorite. Deci dacă cu influențele nedorite Consiliul Superior într-o careva măsură se mai isprăvește, apoi cel de-al doilea mecanism de apărare a reputației procurorului, atunci când el este nejustificat atacat, este doar, să spunem așa, la moment, doar în faza unor idei, unor percepții, iar ca și mecanismul urmează doar a fi instituit și elaborate actele departamentale cuvenite. Și sper că aceasta trebuie să ne motiveze de a deveni, de a depune eforturi în continuare și a obține noi valențe, noi mecanisme de apărare și a independenței procurorilor și pe cale de consecință a încrederii populației în ceea ce oferă, ce prestează această procuratură. Deci, cum am spus, noi trebuie să facem concluziile de rigoare și să îmbunătățim acele mecanisme care să ofere și o independență și o responsabilitate adecvată din partea procurorilor. Nu degeaba, deci, la același subiect aș vrea să mă refer la criticile aduse mecanismului de răspundere disciplinară. Deci unde doar 26% din respondenți au recunoscut acest mecanism unul adecvat, 34% neadecvat și 40% nu au analizat sistemul. Eu pot să spun așa, analizându-l pe interior acest sistem al răspunderii disciplinare, el necesită a fi modificat și noi am venit cu anumite propuneri care sunt adresate celor care lucrează asupra strategiei de dezvoltare a sistemului justiției și problemele sistemului de răspundere disciplinare au fost reflectate în proiectul acelui program, acelei strategii de reformare în continuare a sistemului justiției și știți că aici sunt atinse mai multe aspecte, subiectul legat de locul și rolul inspecției procurorilor, mecanismele care, cum funcționează acestea și multe, multe alte întrebări care ele țin la moment nu doar de dorința noastră a Consiliului sau organelor de autoadministrare, dar necesită o grea intervenție anume pe cale legislativă, prin modificarea legislației actuale la ceea ce ține de responsabilitatea disciplinară ca mecanism. Despre existența anumitor deficiențe, grave deficiențe la compartimentul răspunderii disciplinare. Noi suntem conștienți și în repetate rânduri am semnalat despre aceste momente. Și cred că rezultatele nu se vor lăsa mult așteptate, anume pe cale implementării acestor noi viziuni, acestor noi mecanisme, acestor noi prevederi legislative care tragem speranță că ele vor fi adoptate și implementate, anume pe dimensiunea răspunderii disciplinare. Este îmbucurător pentru mine, ca și procuror, ca și profesionist din sistem, acea percepție care au dat procurorii privitor la corupție și comparația care s-a făcut cu anul 2015. Și se vede un optimism al corpului de procurori ceea ce ține de redresarea sau situației cu corupția în sistem. Deci se vede o tendință optimistă în aprecierile care sunt date de procurori și eu de aici aș trage următoarea concluzie, că totuși acele măsuri care au fost implementate anume la 2016, care țin de majorarea substanțială a salariilor procurorilor și echivalarea acestora cu salariile judecătorilor, introducerea de noi mecanisme, dar și acele evenimente care s-au petrecut în anul precedent pe dimensiunea conducerii procuraturii, cred că ele și-au găsit
totuși acest au servit temelie pentru creșterea acestor note date de către procurori, care au apreciat că nivelul corupției pe sistem este unul într-o dinamică de descădere și ne oferă o încredere că această tendință se va păstra și în viitor și vom obține rezultate și mai bune, oferind justiabilor, să spunem așa, niște servicii de calitate și un acces la justiție independent și imparțială. Probabil aceste discuții aș vrea să închei și să vă doresc succes în continuare în toate cele care, eforturi care le depuneți. Domnul Burdeanu, mulțumesc. De fapt, cred că trebuie tot să vă dorim, noi să vă dorim, dumneavoastră, membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, procurorilor, procuratorii generale și unii avocați, dumneavoastră succesă, pentru că o să vedeți în răspunsurile detaliate, pe mai multe categorii de răspunsuri pe care le-au dat avocații, procurorii și judecătorii, că sunt necesare mai multe eforturi, inclusiv de comunicare, de îmbunătățire a multor mecanisme, iar ceea ce a spus dumneavoastră despre faptul că o parte importantă din rândul judecătorilor și procurorilor nu cunosc despre mecanismul de răspundere disciplinară, probabil pentru că nu au trecut prin tot acest proces până la sfârșit, pentru că simpla inițiere a procedurii disciplinare, asta nu înseamnă că cunoști toate mecanismele până la sfârșit. Vă mulțumesc, domnul Burdeanu, și am pus întreb dacă cineva dorește să facă o intervenție. Am pus în lista de discuții un document pe care l-am lansat în această vară referitor la mecanismul de răspundere disciplinară a judecătorilor, elaborat de Cristi Danileț, judecător din România. Și concluzia cea mai importantă a acest subiect era că acest mecanism de răspundere disciplinară a judecătorilor trebuie să devină mai simplu și mai eficient. Vă rog foarte mult dacă cineva dorește o intervenție să ne dați un semn. Dacă unul dintre dumneavoastră nu doriți la această etapă să aveți o intervenție, vă înțelegem, o să vedeți mai multe detalii în sondaj. Doamna Răducanu? Da, până în ziua. Sunt auzită, da? Da. Da, am fost surprinsă de... am ascultat cu atenție rezultatele sondajului, sunt interesante, dar am fost într-adevăr surprinsă de numărul de judecători care au pledat pentru evaluarea externă a judecătorilor. Asta confirmă că avem în rândul judecătorilor oameni care nu se tem de evaluare, care nu au ce ascunde, care sunt deschiși pentru a li se efectua așa evaluare. Altă întrebare aici este cine va efectua această evaluare. Desigur, avem nevoie de o comisie reală, independentă de evaluatori, care fiecare judecător va fi evaluat corect, echitabil, ceea ce vom duce, adică se va sonda cu un rezultat de curățare a sistemului judecătoresc. De aceea, întrebarea asta dumneavoastră este binevenită și mă bucur că o parte din judecători de acum se simte că sunt schimbări în sistemul judecătoresc. Altă întrebare, ce ține de reforma Curții Supreme de Justiție? Eu cred că noi putem procede la reforma Curții Supreme de Justiție de a o transforma în Curte de Casație doar atunci când vom avea garanție că hotărârile primei instanțe și a curții de apel sunt perfect legale, nu vor mai fi hotărâri unele, nu pot să spun că toate unele hotărâri abuzive, mai puțin legale sau doar atunci când sau se va institui un mecanism prin care toate hotărârile astea să avem o garanție că ele nu vor duce la noi condamnări a Curții Europene. În rest, vă felicit și vă mulțumesc pentru lucrul pe care îl duceți. Este bun și sperăm la o justiție echitabilă. Mulțumesc!
Vă mulțumim, doamna Răducanu, pentru, cu siguranță pentru cei care participă la acest eveniment de rândul judecătorilor și procurorilor. Cunosc că doamna Răducanu a fost judecătoarea Curții Supreme de Justiție și membru detașat al Consiliului Superior al Magistraturii. Pentru noi este important la fel să aflăm și opinia doamnei Răducanu din perspectiva fiind judecător în demisie onorabilă, pentru a aprecia câteodată fenomenele, dacă sunt aceleași sau diferite, când ești judecător sau procuror sau avocat și ulterior activezi în alt domeniu și să vedem în ce măsură aceste reforme privind sistemul judecătoresc, cum sunt percepute de către foștii colegi și care sunt niște aspecte cheie pentru a asigura, cum a menționat domnul Răducanu, indiferent de reforma radicală, dacă vorbim despre Curtea Supremă de Justiție, să ne asigurăm că sunt anumite garanții de calitate și de asigurare a independenței sistemului judecătoresc, a procurorilor și a avocaților. Dacă mai... Da, domnul Gheorghe Boș, procuror, șef interimar al secției politice, reforme și management al proiectului Procuratura Generală. Domnul Boș, vă rog. Domnul Boș, vă rog să conectați microfonul. Cred că avem o problemă. Doar vă rugăm să activați microfonul, domnul Boș. Da, este. Bună ziua! Echipei de proiect vreau să-i aduc mari felicitări pentru acest rezultat bun. Vreau să fac și eu anumite precizări, deoarece produsul dumneavoastră este în principiu necesar, deoarece noi acum în prezent elaborăm sau suntem pe segmentul de elaborare a noului program de dezvoltare strategică a Procuraturii și acele aspecte care au fost supuse chestionării au fost abordate și de către noi în noul nostru document de politici care va fi sau va prevedea perioada 2021-2025. Deci acele domenii care au fost specificate, sunt în vizorul nostru și aspectele sau deficiențele constatate vor fi luate în considerare și vor pentru a fi găsite acele soluții pentru a fortifica capacitatea de încredere a societății în sistemul procuraturii. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnul Boș. Trebuia, cred că, să fac o precizare că când am început procesul de stabilire a contactului cu Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală și Uniunea Avocaților, am sondat, dacă pot așa să zic, întrebările în prealabil cu aceste instituții pentru a vedea reacțiile și eventualele completări sau modificări ale chestionarilor, pentru a ne asigura că toate întrebările importante la acest moment sunt reflectate. Vă mulțumim foarte mult. Nu suntem într-o sală comună, de ce vă rog să ne dați de știre dacă cineva dorește să mai aibă o intervenție. Greșesc sau nu, doamna Budăi, judecătoare Curtea de Apel Chișinău? Bună ziua! Așteptam după Consiliul Superior al Magistraturii să vorbesc, dar dacă văd că nu este inițiativă, o să vorbesc eu. Deoarece a fost vizat Curtea de Apel Chișinău cu cel mai înalt nivel de corupție și trebuie să
ating întrebarea respectivă. Dar în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru lucru enorm efectuat. Este un lucru bun și chiar aș vrea să spun că e necesar de a face așa sondajul periodic la o etapă, ori la 2-3 ani, oricum e posibil, dar este bine de a afla percepția atât a judecătorilor, procurorilor, cât și a avocaților referitor la lucruri efectuate în justiție. Bănuiesc că Curtea de Apel a fost menționat ca cel mai înalt grad de corupție din cauza numărului de dosare penale intentate în privința judecătorilor din Curtea de Apel Chișinău. Dar ca să fie o claritate, trebuia de inclus în numărul întrebărilor și careva de solicitat careva informații referitor la numărul de dosare intentate și finisate. Bănuiesc eu că nu toate au sentințe de condamnare acele dosare intentate și la viitorul sondaj de introdus și numărul de dosare finisate. În principiu, este un lucru bun pentru că cunoaștem toată informația respectivă. În toate întrebările care le-am trecut astăzi, sunt percepții diferite, dar e bine să le luăm în calcul și de avut în vedere în viitorul apropiat la reforma care se așteaptă. Atât vrem să vă mulțumesc și așteptăm alte sondaje cu alte rezultate mai bune. Vă mulțumim, doamna Maria Budei. Doamna Budei, precizăm că întrebările la care au răspuns referitor la percepția judecătorilor, procurorilor și avocaților nu au răspuns Curtea de Apel Chișinău. Deci nu a fost vizată rezultația care faceți parte, a fost vizată la general curțile de apel. Asta este o precizare care merită a fi făcută. Iar referitor la periodicitatea sondajelor, noi sperăm foarte mult să ne reușească să avem sondaje periodice. Vă ziceam că în 2018, cu regret, n-am putut să organizăm asemenea sondaje în rândul judecătorilor și avocaților. Cert este faptul că la această dată, cu suportul ambasadei SUA, am reușit să convingem că sunt niște întrebări importante, inclusiv din domeniul corupției, pe care judecătorii, procurorii și avocații le percep și le înțeleg probabil diferit sau într-o altă măsură dacă am întrebat sau am organizat un asemenea sondaj în rândul populației. Doamna? Dacă aș putea să intervin, mulțumesc. Doamna Budei, bună ziua și vă salut. Noi vrem să facem sondaje de genul dat cu fiecare al doilea an. Și am vrea ca să repetăm aceleași întrebări de la an la an ca să vedem care sunt evoluțiile. Rezultatele sunt, de fapt, răspunsurile dumneavoastră, colegilor dumneavoastră, a procurorilor, a avocaților. Noi nu avem niciun control asupra răspunsurilor care vin. Ceea ce vin este, de fapt, probabil așa cum ne vedem noi sau cum ne văd cei din partea imediată noastră apropiere. Dar de ce facem acest sondaj? Facem acest sondaj în primul rând pentru a adapta politicile pe interiorul sistemului. În momentul în care noi vedem că sunt anumite flăgulețe roșii ridicate de colegii noștri, atunci probabil că asta e cel mai bun motiv pentru noi ca să devenim mai buni, pentru CSM ca să reacționeze, pentru Curtea de Apel să înțeleagă unde poate e problema. Poate problema nu e în corupție, dar poate problema e în transparență. Poate problema e amestecată și cu durata mare de examinare a anumitor tipuri de cauze sau supraaglomerarea. Și, într-adevăr, noi cunoaștem că Curtea de Apel Chișinău este cea mai aglomerată instanță din țară. Dar percepțiile nu reflectă adevărul. Dar, cum spunea cineva, e ușor de mințit cu statistici, dar e mai ușor de mințit fără statistici. Mulțumesc, Vlad.
Dacă cineva, pentru că am ajuns la o etapă în care probabil sunt mai multe chestiuni de reflexie și de văzut în ce măsură trebuie noi cu toți, de fapt, să acționăm. Multe dintre întrebările care au fost reflectate în acest sondaj, ele sunt incluse inclusiv în noua strategie care privește reforma în sistemul judecătoresc sau în sistemul de justiție, mai bine zis. Deci sunt mai multe chestiuni de reflectat și acțiuni de implementate de către mai multe autorități și, cu siguranță, organizații societății civile se vor implica la fel cum au făcut-o până la moment. În încheierea acestui eveniment, vreau să vă mulțumesc încă o dată judecătorilor, procurorilor și avocaților care au completat sincer și detaliat. Vom transmite într-un mod mult mai descriptiv și tehnic rezultatele sondajului fiecărei autorități pentru a vedea detaliile și opiniile celor care au completat, pentru a vedea în ce măsură pot face mai comprehensive anumite modificări și de a reacționa în mod adecvat la chestiuni care au fost ridicate. Mulțumesc încă o dată pentru deschidere Consiliului Superior al Magistraturii, Procuratorii Generale și Uniunii Avocaților pentru că ne-au ajutat să chestionăm cele trei profesii și de a oferi atât dumneavoastră, în primul rând, dar și publicului niște rezultate care privesc autoadministrarea sistemului judecătoresc, independența sistemului judecătoresc și alte aspecte importante, anume de la dumneavoastră, anume de la profesioniștii din domeniul justiției. Precizez că documentul puteți găsi pe pagina web a Centrului de Resurse Juridice. Pentru cei care au intrat mai târziu, oricum vă mulțumim că ați venit la acest eveniment, inclusiv celor care au fost la început până la sfârșit. Evenimentul este disponibil atât pe pagina web a CRJM-ului, cât și pe platforma Privesc EU. Și mulțumesc în final, încă o dată, Biroului Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii Ambasadei SUA, pentru că ne-au oferit oportunitatea nouă tuturor să realizăm acest sondaj și sper foarte mult că la următoarea ediție a sondajului, pe lângă anumite întrebări care ar putea să fie modificate, să avem o implicare cu niște detalii sau poate niște evaluări a unor reforme care au fost implementate. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc o zi bună în continuare și să aveți grijă de dumneavoastră, de colegii dumneavoastră, de familia dumneavoastră, pentru a avea atât o justiție corectă și echitabilă, dar cel mai important de a ne revedea într-o perioadă cât mai scurt posibilă, sănătoși și în persoană la evenimentele pe care le-am utilizat mai devreme. Vă mulțumesc foarte mult și o zi bună în continuare. Dacă pot să intervin cu două mențiuni, sorry pe aceasta. Nu știu dacă ați observat, dar eu am transmis acum 15 minute sondajul integral pe 70 de pagini în chat. Dacă doriți, puteți să-l descărcați acum, e cel mai comod. Și a doua chestiune, sondajul este în limba română. Noi îl vom traduce și în engleză. Noi îl vom traduce pentru că acesta să fie folosit și eventual în promovarea politicilor, fie de către guvern, fie de către partenerii de dezvoltare. Și da, spuneam pe final, mulțumesc INL pentru susținere. Noi sperăm să putem realiza următorul sondaj la sfârșitul anului 2022. O zi bună!